Slavului Dumnezeu, locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Este perioada colindelor. Perioada aceasta ne aduce aminte de copilărie. Cei care ați prins vremea comunismului, vă aduceți aminte că aveam voie să ne ducem o singură dată cu colindul, în data de 24. Mai târziu, poate că unele locuri mai mergeau, nu prea ne lăsau. Într-un oraș, un păstor împreună cu un grup de tineri au pornit după ce s-a terminat slujba din 24, seara la biserică, au pornit în oraș cu colinda. Aveau câteva adrese și spuneau să intrați la primar, să intrați acolo, să nu scăpați pe cutare. Și undeva după miezul nopții au ajuns la o casă, poarta era închisă, au sărit gardul, au deschis poarta și a intrat tot grupul în curte. O curte foarte frumos amenajată, o casă cu etaj pe vremea aia, frumoasă, și au început să cânte primul colind. După ce s-a terminat colindul, a văzut că familia s-a trezit, a aprins lumina și bucuroși au început al doilea colind. Dar nu ieșea nimeni. Acolo locuia un ofițer de miliție, care, auzind cântarea și luat prin surprindere, s-a trezit cu soția, a prins lumina, nu știa ce să facă și a început să se plimbe prin casă. După ce s-a terminat a doua colindă, grupul de colindători și-au dat seama că au greșit adresa. Și încet, încet au ieșit afară, unul a încuiat poarta, a sărit peste gard și au plecat. Mai târziu, ofițerul de poliție povestea și spunea: am ieșit afară și am văzut curtea goală. N-am dormit toată noaptea. Și tot ne-am gândit. Ce-a fost? Dimineața, când ne-am trezit, am văzut-o pe vecina noastră, care era credincioasă. Și am salutat-o și am spus: vecina, azi noapte, în curtea noastră, a cântat un cor de îngeri. Duminică la cămin și astăzi în biserică au cântat îngerașii. Un îngeraș a întârziat. A fost și la cealaltă biserică, la Căoaști. Și-a venit mai târziu. Dar au cântat tare frumos. Toți cei care ați fost implicați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Uitându-mă la colindul acesta, vreau să vedem trei lucruri care ar trebui să exprime colindele pe care noi le cântăm. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Nu știm care a fost melodia, dar acestea au fost cuvintele. Deodată împreună cu îngerul, o mulțime de oaste cerească. La niște oameni simpli, păstori, au început să cânte. Ne putem imagina ce melodie au avut. Nu știm. Dar într-o zi o vom cânta și noi. Dar ne uităm la cuvinte și văd că această colindă și colindele noastre întotdeauna ar trebui să exprime adorație la adresa Dumnezeului nostru. Dar noi avem și colinde populare și colinde în care se cântă patriotic, nu-i nicio problemă. Dar noi suntem chemați să colindăm și colindele noastre să aducă laudă și o adorație Dumnezeului nostru. Uitați-vă, slavă lui Dumnezeu. Pe vremea comuniștilor,
Românii aduceau slavă lui Ceaușescu, dar noi cântam Dumnezeului nostru. De ce încurajez tineri? Și mâine vom avea programul copiilor după masă, în colindele voastre și în cântările noastre, să aducem laudă lui Dumnezeu. Și adorație. Trebuie să cuprindă colindul nostru laudă, adorație la adresa lui Dumnezeu. Apoi, în colinda pe care cerul o aduce pământenilor, observăm și o promisiune. Pace pe pământ. Slavă lui Dumnezeu au cântat îngerii în locurile preanalte și pace pe pământ. Într-o vreme în care oamenii din Israel căutau pacea pentru că erau sub dominația romană, anumite provincii se răsculau, vine Dumnezeu și trimite mesajul acesta, pace pe pământ. Și venind Domnul Iisus Hristos la noi, El a venit să ne aducă pace. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii Lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Domn al păcii. Adevărata pace o avem doar când îl primim pe Hristos în viața noastră. Și rugăciunea mea pe aceste sărbători și în aceste vremuri grele, Doamne, dă adevărata pace poporului nostru. E atâta ură între mulți dintre români și e nevoie ca Iisus Hristos să ne unească și să ne dea pace. Și fie ca pacea Lui să fie în inimile noastre, în casele noastre, familiile noastre, în localitatea noastră. Apoi, colindul mai cuprinde ceva. Cuprinde și o provocare. Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Provocarea. Oamenii plăcuți Lui. Care n-am dorit să fim plăcuți Lui Dumnezeu? Ca să fim plăcuți Lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim cum privește Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi ca să fim plăcuți Lui? În primul rând, oamenii plăcuți Lui Dumnezeu sunt cei care ascultă de El. Ascultă de cuvântul Lui. Oamenii care sunt plăcuți Lui sunt cei care își deschid casa, inima, ca pruncul Iisus să se nască în inimă, în viața noastră. Oamenii plăcuți Lui sunt cei care îl adoră, îi cântă laude și îl onorează pe Dumnezeu. Oamenii plăcuți Lui sunt cei care îl urmează pe El, ascultă de El. Să ne ajute Domnul să ascultăm de El. Amen. A venit la noi Fiul lui Dumnezeu. Venirea Lui ne-a adus mântuire, ne-a adus pace, ne-a adus bucurie. Îl binecuvântăm și mulțumim. Și ne-am strâns, ne-am adunat în seara aceasta să onorăm numele Lui. Mă rog din toată inima să primească închinarea noastră, colinda noastră. Chiar dacă uneori pe aici, pe acolo, au mai fost și greșeli, Dumnezeu să primească lauda buzelor noastre. Amin. Numele Lui să fie glorificat de noi în veci de veci. Amin. Amin. Ultima cântare, invit grupul să vină în față, împreună cu ei vom cânta această cântare pentru slava Domnului.